Băcăuanul, care și-a înjunghiat de 10 de ori soția într-un microbuz plin cu pasageri, a ajuns astăzi în fața medicilor. De ce ați vrut să vă omorâți soția? Nu v-ați gândit la copii, că o să vă condamne pentru asta. Vă pare rău pentru ce ați făcut acum? Vă pare rău de ce ați făcut? Bărbatul de 46 de ani spune acum că nu-și poate explica de ce a făcut așa ceva și că niciodată până acum n-ar mai fi avut astfel de porniri. Medicii Spitalului Județean Bacău spun în schimb că ar putea fi începutul unei boli psihice și urmează să-l supună unei expertize. Agresorul și-a înjunghiat soția în zona feței și pe corp de 10 de ori într-un microbuz plin, până când unul dintre martori a reușit să-l oprească. Femeia este și acum internată în spital și se recuperează.